Polițiștii din Ilfov au tras în această seară un foc în plan vertical pentru prinderea unui bărbat de 28 de ani, condamnat la închisoare și care a încercat să fugă. Colega mea, Georgiana Murgilă, este în legătură telefonică directă cu noi și vine cu toate datele. Bun găsit, Georgiana, ce informații ai? Bun găsit, vorbim despre o intervenție în forță a polițiștilor din Ilfov care s-au deplasat în Bragadiru pentru a-l prelua pe acest bărbat de 28 de ani, având în vedere că pe numele său judecătorii au dat o condamnare la un an și 8 luni de închisoare, având în vedere că acesta a comis mai multe infracțiuni la regimul rutier, respectiv a condus fără permis. Ei bine, în momentul în care au ajuns la locuința din Bragadiru, acolo unde domicilia acest individ, a încercat să fugă, a sărit gardul locuinței, apoi a fugit mai departe. Polițiștii, evident, au mers după el, au încercat să-l oprească, însă acest bărbat a ajuns chiar în curtea unei societăți comerciale, acolo unde un polițist a tras un foc de avertisment, având în vedere că acesta nu a răspuns somațiilor. În cele din urmă a fost prins, imobilizat, încătușat și se află la poliție, având în vedere că acesta urmează să fie încarcerat. Și în trecut a mai intrat în atenția poliției pentru că a mai fost cercetat pentru furturi din locuințe.